Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. We are so excited to talk about Passion for Christ, this new ministry that God put in our hearts to get involved with, and He called us according to His purpose to glorify Him through this new ministry that we call Passion for Christ. And just like the name it is, we want to be passionate for our Lord Jesus Christ, because He is the King who deserves to receive our praises, who deserves to receive our worship, and we love Him because He loved us first. Passion for Christ Church este o lucrare făcută de Dumnezeu, o lucrare minunată pe care Duhul Sfânt a înființat-o. Doresc ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile fiecăruia și să aducă pace și bucurie, dragostea Lui de sus să toarne peste fiecare inimă care va veni în locul acesta. Și noi ne aducem aminte în fiecare zi și mărturisim: Iisus Hristos este viu, mărit să fie Domnul! Iisus trăiește! Iisus este viu! Misiunea noastră ca și biserică, Passion for Christ, este ca să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ceea ce noi avem, și să iubim pe aproapele nostru care are nevoie de salvare și de mântuire. De aceea, pentru că El este Dumnezeu, are putere să ierte păcatul. El este Dumnezeu și are putere să vindece trupul bolnav. Duhul Celui Sfânt de Sus, să vestesc liberare. Am văzut cum Dumnezeu a lucrat, m-a încredințat că acesta este ogorul în care El dorește ca eu să vin să slujesc, să folosesc darurile spirituale și să pot să aduc roada pe care El intenționează să o folosească spre slava și gloria Lui. We have a mission. The disciples had a mission. It wasn't for them to sit and worry and say, Jesus is not here anymore. They were called to do something great. They were called to spread the gospel of Jesus Christ. They were called to tell people that He is alive. He is in them. He is working. He even breathed on them His Holy Spirit. And we need this as a church. This is the mission that we need to continue to fulfill. We need to continue to go out and to proclaim the gospel, because He is still risen. He is still alive. He is still working. And He wants to use you. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate promisiunile care ni le-a făcut legate de Passion for Christ Church. Dumnezeu deja a început să împlinească, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a vindecat persoane care au fost bolnave și credem că ăsta este doar începutul. Așa după cum aseară am fost aici prezent și am văzut că Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu este gata ca să vindece și în seara aceasta. Crezi Tu lucrul acesta? Doamne, vindecă pe copiii Tăi! Doamne, eliberează pe copiii Tăi! Doamne, dacă cineva este aici și este legat cu legăturile vrășmașului, dacă este legat de adicții, de pofte, de patim, în seara aceasta ne rugăm pentru o eliberare. Mărturisește-L cu credință, pentru că sunt suflete care sunt legate, care sunt în patim, dar nu pot să scape până nu-L mărturisesc, până nu ne rugăm pentru ei, până n-au eliberarea aceasta pe care Dumnezeu ți-a dat-o ție și mi-a dat-o și mie. Passion for Christ is a ministry that God gave us and we love so much because it expresses who we really are. We are a group of people who love the Lord, who love Christ. And based on this, we are also able to love our neighbor. The Bible teaches us in Luke chapter 10, verse 27, to love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and all our strength, and also to love our neighbors. Cu ocazia deschiderii oficiale a Bisericii Passion for Christ, care va avea loc pe data de 8 și 9 mai, vreau ca să invit pe toți cei care aveți pe inimă și aveți dorința ca să fiți la părtășie împreună cu noi.